Pe 25 octombrie 2024, Școala Generală Nestor Oprean din Ţi-Nicolau Mare a sărbătorit cu mare entuziasm Ziua Recoltei, aducând împreună toți elevii secției germane, de la grădiniță până la clasa 8-a, în total aproximativ 200 de participanți. Evenimentul a început cu un spectacol plin de viață, unde elevii de la grădiniță, clasa 1 și clasa 4, au defilat, cântat și dansat pe platoul din fața grădiniței, încântând părinții și colegii. Clasa pregătitoare și clasa 2 au prezentat dansuri și cântece colegilor în curtea școlii, aducând un plus de bucurie acestei zile festive. Clasa a treia a invitat colegii de la clasa a doua să participe la un moment artistic comun în care au cântat și dansat împreună. Activitățile au continuat cu ciclul gimnazial, unde elevii claselor a cincea până la a opta au început ziua cu un dans comun, urmat de jocuri și concursuri cu tema Toamna și darurile ei. Parte importantă a sărbătorii a fost micul dejun comun servit de toate clasele primare în sălile de clasă. Meniul a fost îmbogățit cu roadele toamnei, inclusiv salate de vinete, conopidă și dovlecel, prăjitură cu mere, strudel cu dovleac, gemuri, salate și sucuri de fructe, toate pregătite cu ajutorul părinților. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru că ați participat acum, dar și pentru ceea ce nu se vede, ce am consumat deja. Să nu fie de bine! Da, și mai sunt prăjituri, mai avem timp până plecăm acasă, putem să serviți, să mergem în casă, să mâncați prăjituri. Și am să rog două, trei mămici sau chiar mai multe să veniți și cu niște tăpi afară să vă serviți unii pe ceilalți. Bine? Mulțumim! Mulțumim! Activitatea a fost posibilă datorită implicării tuturor cadrelor didactice care predau la secția germană, precum și a părinților care au colaborat îndeaproape pentru a asigura reușita acestui eveniment. Ziua Recoltei a fost astfel nu doar o ocazie de a celebra darurile naturii, ci și o modalitate de a întări legăturile comunității școlare, făcând din această sărbătoare un moment de neuitat.